Doamnelor, domnilor, bună dimineața, sunt Cristian Foghel în platoul Roman 24 la o nouă ediție a emisiunii Discuții despre Roman cu domnul senator Dan Manoliu. Bună dimineața, bine ați revenit. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Totul bine, sănătos, v-a ferit COVID-ul până acum? Doamne ferește, și eu sper și de acum încolo mă și protejez într-adevăr, dar sper să nu fie probleme din punctul ăsta de vedere. Știți că ieri prefectura a emis un ordin prin care se impune... Vă întrebasem înainte de emisiune cum vedeți treaba asta, pentru că sunt mulți oameni care consideră că e așa o încălcare a drepturilor constituționale, cumva. E adevărat, eu consider în momentul actual că... punctul, din punct de vedere a prevenției, din punct de vedere a strategiei pentru această criză sanitară, nu s-a făcut mai nimic. Sau e o întreagă nebuloasă, o întreagă bulibășeală, ca să spun pe... Da, vorbim corect, pe românește. Pe românește. A fost cea mai bună gestionată criză. Nu e o gestionare corectă și bună. Dar mă feresc să dau pronosticuri sau să vorbesc despre cât e de bun sau cât e de rău, pentru că nu sunt specialist, nu sunt în domeniu. Spun ceea ce am discutat și cu cei care sunt mai în domeniu, sunt specialiști considerați pe acest palier. Din ceea ce văd că măsuri luate de statele occidentale, de statele vecine noastre, vecine nouă, de aia nu vreau să comentez eficiența măsurii respective. Cert este că, într-adevăr, trebuie să ne protejăm, pentru că asta este cel mai important. Cu ce nu sunt de acord și, într-adevăr, consider că este cea mai mare greșeală și, în același timp, o neputință a actualei guvernări, cu acea testare gratuită în masa populației. Eu consider că nu oricine își permite 370 de lei pentru un test, ceea ce mie nu mi se pare ok. Mai ales că eu sunt de formațiune politică, ca să spun așa, și eu ca persoană de formațiune sunt social-democrat. Deci mă gândesc la oamenii și cu venituri mici, cu imposibilitatea. Pentru ei 370 de lei înseamnă extraordinar de mult. Pentru ei 370 de lei poate însemna existența pe o săptămână sau pe o jumătate de lună. Sunt persoane în România care au pensie de 15 lei, 17 lei, zicea doamna Udrea la un moment dat, dacă mai țineți minte că există, dar zeci de oameni și-au fotografiat cuponele de pensie și au pensie de 20 de lei. Totuși, există, înțeleg, rămânem puțin pe discuția asta de COVID. Înțeleg că urmează să vină 10 milioane de vaccinuri în țară și atunci... Și aici e o discuție cu aceste 10 milioane de vaccinuri. Ați văzut că inclusiv președintele României, Klaus Iohannis, inclusiv Ludovic Orban, au spus în ieșirile lor publice că așteaptă în decembrie. După aia au zis, nu, stați puțin, decembrie, ianuarie. Probabil că vor spune undeva în februarie. Să nu se întâmple același lucru care s-a întâmplat cu ventilatoarele, cu echipamentele de protecție sanitare, cu măștile plătite, ați văzut, și achiziționate printr-un SRL-ul dintr-un sat necunoscut din Giurgiu și așa mai departe. Deci eu sunt sceptic din acest punct de vedere, inclusiv din punct de vedere a vaccinului. E adevărat că am o rază de speranță datorită faptului că inclusiv Uniunea Europeană se implică în lucrul acesta și Parlamentul European. Și atunci asta e raza de speranță, că obligativitatea impusă de europeni va acționa benefic de data aceasta și la noi. Întrebarea mea este, și nu e doar întrebarea mea, ci întrebarea și a celor care ne urmăresc, mulți dintre ei. Avem noi talentul ăsta de a imita pe cei din jurul nostru? Se vorbește mult. Hai să așteptăm să vedem ce fac statele, alte state mai influente în Uniunea Europeană și pur o să facem și noi la fel. Noi nu avem capul nostru, adică... Din păcate, asta este, dacă veți studia evoluția pe scară socială și economică și juridică și pe toate palierile vieții cotidiene a românilor, sau nu spun a românilor, a celor care conduc destinele țării. Ne-am influențat în codul fiscal de la francezi, ne-am influențat în codul sanitar de la nemți și de la francezi. Deci întotdeauna noi am încercat să copiem și să adaptăm ceva. Puține sunt cazurile în care am avut
propriu traseu. Și din acest punct de vedere, eu consider că e normal să vezi și rezultatul de alături, dar să nu-l aștepți, adică aștepți să moară un sfert din populația României sau să se infecteze jumătate din populația României, să aștepți să văd care sunt urmările măsurilor luate de alții. Până la urmă am pretenția că am cei mai buni specialiști sus acolo la butoane. Și recunosc avem pretenția, dar avem și siguranța? Nu știu, eu am pretenția. Sau mă, nu eu, ei au pretenția. A, okay. Ei au pretenția. Și în același timp e recunoscut că totuși școala de medicină română este recunoscută în toată lumea și specialiștii pregătiți de școala de medicină română sunt în posturi cheie în toată lumea, în vai, toată Europa. Vai, ce mă face să zic acum o chestie. Normal că sunt toată Europa, dacă în România noi putem ține. E bun să ați văzut că totuși au fost niște măsuri care am stopat, i-am ținut. Și sunt măsuri la care am fost și eu coautor. Creșterea indemnizației salariului la medici, facilități la cadrele medicale și așa mai departe. În păcate, n-am prea avut grijă de partea administrativă din spitale. Asta e altă discuție. Dar eu consider că trebuie să aplic măsurile gândite de mine și să le îmbunătățesc cu experiența celorlalți. Din păcate... Anul 2020 este de departe cel mai prost an de după Revoluție încoace. Noi ca români ne-am obișnuit să mergem... Nu ne place să credem că merge spre bine, dar nu știu cum neva se întâmplă, că parcă se întâmplă mereu ceva care să ne dea în cap să ne stopeze... Da, avem multiple exemple. Haideți să luăm exemplu... Eu pornesc de la, din urmă, din anii 96. Trebuie și toată lumea recunoaște guvernarea cu prim-ministru Adrian Năstase a fost una de succes, care a reabilitat România din acest punct de vedere, după guvernarea preluată de la Convenția Democrată, cea a PNL-ului, PDL-ului și așa mai departe. A venit perioada PDL-ului la guvernare, în alianță cu PNL-ul la vremea respectivă, mai ales în prima parte a guvernării. S-au întâmplat ce s-au întâmplat, nu mai revenim, tăieri de pensii, tăieri de salarii, tăieri de venituri, tăieri. A venit guvernarea Ponta. Da. Care la fel, prin măsurile luate multe, așa spus, nefiabile, dar s-au demonstrat a fi fiabile, a venit guvernarea Ponta și a adus din nou pe linia de echilibru economia, viața socială și absolut. Făcând împrumuturi de la Fondul Monetar Internațional. Făcând și împrumuturi, dar gândind și gestionând foarte bine banii. A venit guvernul Cioloș. Știm foarte bine, un an de zile, știți ce a însemnat guvernul Cioloș și electoratul a și sancționat prestația din așa zisul guvern tehnocrat, că numai tehnocrat nu era. A venit guvernul Cioloș, a fost sancționat, a venit după aceea guvernarea social-democrată, care, știți, parcursul nu are... Întrebarea este, în momentul ăsta, noi folosim cuvântul tehnocrat și ne ducem imediat la Cioloș. Că asta așa s-a dorit a fi. Dar n-ar fi normal ca pe fiecare minister să fie un om specialist? Aici vă spun un lucru care și o discuție care am avut-o întotdeauna cu foarte multă lume în discuția aceasta. Conducerea unui minister, activitatea de ministru, implică un management, o gestionare generală. Eu pot spune că specialiștii adevărații, în adevăratul sens al cuvântului, sunt foarte buni pe domeniul lor. Da. Dar unii, din păcate, nu au acea privire de ansamblu. Nu reușesc să creeze acel management. Eu cred că acolo... În fruntea unui minister ar trebui pus un om, într-adevăr, un manager foarte bun, care să poată coordona, dar pe lângă el factor de decizie acești specialiști. Aha. Adică să faci o simbioză între vederea de ansamblu și performanța pe domeniu. Și când numești un ministru politic, ăla mai ascultă de cei din jurul, el e numit acolo de șefii de partid. Acum depinde de fiecare ministru cum vrea să rămână în istorie. Nu vreau să mai fac comentarii aici. Nu, deci dacă vrei într-adevăr
să se vorbească de tine pozitiv, atunci te înconjori de specialiști, pentru că tu nu ești cunoscător. Eu am experiența de la Consiliul Județean. Uh-huh. Am fost vicepreședinte de Consiliul Județean. Niciodată nu m-am pretins că sunt cunoscătorul sau, mă rog, omul care cunoaște tot și soluții. Nu. Întotdeauna am lucrat foarte bine cu cei care aveam în aparatul Consiliului Județean, începând de la director de direcții, șef de servicii, șef de birouri, și întotdeauna făceam un briefing. De fapt, un conducător adevărat este cel care reușește să aducă la masă toată lumea, să facă un briefing și să extragă concluziile și măsurile cele mai corecte și cele mai posibile de realizat. Aici se oprește discuția din punctul meu de vedere. Ca să ne întoarcem și în partea de roman, știu că până acum am vorbit așa, emisiunea se numește Discutii despre roman, sunteți invitat și aș vrea să vă pun niște întrebări punctuale și legate de roman. Pentru că urmărând rețelele de socializare, văd că există un grad de confuzie. Oamenii mai puțin știu cum funcționează sistemul, atât cel electoral, cât și cel politic, cel de decizie de sus până jos, care influențează viața fiecăruia în mod direct. Și atunci, lămuriți-mă, vă rog, ca senator, pentru romașcani, pentru romașcan normal, plătitorul, taxe și impozite, votant posibil, ce faceți dumneavoastră? Dați-mi voie să fac o mică introducere. Vă rog. Mulți m-au întrebat, nu mai vreau să reiau discuția veche, se știe motivul pentru care eu în momentul actual sunt membru Pro-România și candidat la Senat din partea lui Pro-România. M-au întrebat de ce Pro-România. Și am spus foarte clar, era un partid cu doctrină social-democrată, socială. Eu 25 de ani am îmbrăcat și am militat pentru această doctrină, că am considerat-o mai aproape de sufletul meu și ceea ce se îmbracă pe mine, deci politica pentru oameni. Da. Și îl consider și l-am considerat pe eșchierul politic, după ce am fost împins afară din PSD, că este singurul partid care s-ar putea, într-adevăr, acum recunosc că pe măsură ce socializez și pe măsură ce dialoghez cu echipa mea din Pro-România și cu echipa Pro-România, consider că, într-adevăr, platforma Pro-România este mai europeană, mai modernă. Și ca să ajung la ceea ce face un senator, aș vrea prima dată să spun de ce Pro-România. Ați văzut foarte bine că viziunea Pro-România actuală e o viziune care spune eu că e mult mai aplicată privitor la criza sanitară și economică. Președintele Victor Ponta, pe 1 noiembrie, s-a văzut pe toate televiziunile și mass media, a anunțat primele două măsuri imediate care ni le propunem pentru scoaterea din criză a României. De fapt, mie îmi place extraordinar de mult angajamentul nostru. Misiunea scoaterii din criză. Și cele două măsuri sunt două măsuri care privesc oamenii cu venituri mici și IMM-urile. De ce oamenii cu veniturile mici? Pentru că ei sunt cei mai necăziți și au nevoie de cel mai mult sprijin și aici înseamnă venit minim de 2000 de lei garantat și 1500 de lei de fiecare membru de familie, dar nu mai mult de 4500 de lei. Să vă întrerup puțin, venitul minim de 2000 de lei garantat înainte de a-și lua statul partea lui de bani? Sau... Nu, venit minim garantat, am spus. Există un venit minim garantat deja și vine statul și mi-l zeciuiește. Adică... Stați puțin, venit minim garantat de fiecare persoană pe perioada de criză, deci minim că aici statul dă, nu ia. Bun, deci practic fiecare om va primi în mână 2000 de lei, asta vă propuneți? Deci alocarea acelor 2000 sunt pentru oameni cu venituri mici, pe baza unei analize, a unui algoritm și a unei analize, a ceea ce înseamnă total venituri ale omului respectiv, da, ca să nu fie loc de interpretat. Înțelegeți că există un grad de confuzie și aș vrea să vă da, deci de venitul acesta este un venit pe perioadă de criză, care este, nu propunem să-l acordăm, pe baza unei analize foarte stricte și pe niște criterii foarte bine stabilite. Scopul este și poate fi și va fi sub formă de fie vouchere,
cu care să-și poată procura medicamente, echipament de protecție sanitară pe perioada de criză, pentru că trebuie să recunoaștem, oamenii vedeți că statul, deși este legea, nu dă nicio mască gratuită, nu face testare gratuită și așa mai departe. Și înseamnă asigurarea coșului minim zilnic, adică persoana respectivă, dar v-am spus, totul e pe un criteriu și pe niște criterii. Și cine anume intră în categoria asta de persoane, nu știu, vă întreb, acele persoane care au 14 copii, de exemplu, n-au muncit o zi în viață, n-au plătit o taxă, un impozit, vine statul și îi ajută în momentul ăsta? Sau pe cei care muncesc, deșrup spinarea și câștigă minimul pe economie pe care îl dă guvernul obligatoriu? Eu am spus pe baza, acum, eu înțeleg ceea ce spuneți dumneavoastră, dar și acel care are 14 copii și n-a muncit o zi în viața lui, eu cred, pentru că sunt social, de mult ca sunt un om social, ce facem, îl lăsăm să moară? Mai degrabă îi găsiți un serviciu. Deja intrăm pe partea a ceea ce mi-a spus dumneavoastră, a ce poate să facă un parlamentar. Un parlamentar nu e forță de muncă, nu e oficiu forță de muncă, deci nu poate da servicii, e un lucru care nimeni nu l-a înțeles. Că punctual ai un prieten care are o firmă și îi zici, bă, dacă ai nevoie, vezi și tu, ajută-l, dar deja e undeva, nu ai voie. Nu ai voie, că așa sunt făcute legile. Okay. Trafic de influență, la noi nu există legea lobby-ului și eu pot să spun că am fost unul din cei care am lucrat o perioadă pe legea lobby-ului împreună cu americanii, cu francezii. Nu vreau acum să dezvolt cum puneau problema cei din afară față de noi. Oricum, noi nu avem voie. Și din cauza asta vă spun, deci sunt niște criterii, sunt niște analize, dar trebuie să ajutăm pe toată lumea, adică nu lăsăm să moară lumea. Indiferent de bine sau de rău sau de cât convine pe o parte sau cât nu convine. Scopul nostru este de a ajuta oamenii să supraviețuiască crizei sanitare și economice. Da. Și să încercăm să-i scoatem. A doua măsură este cea privind IMM-urile. Se știe că IMM-urile sunt motorul economiei, s-a demonstrat. Sunt cei care își plătesc dările la stat, asigură venitul față de marile companii care au obiceiul că le amână până la un moment dat. Așa se întâmplă. Beneficiază pe undeva de un artificiu și statul îi le anulează. Sunt cei care au cea mai mare număr de angajați, dacă e așa, mici. Deci firmele alea mici. Și aici am gândit pe sectoare mai ales scăderea, de exemplu, TVA-ului de la 9% la 5%. Unde? În domeniul Horeca. Foarte afectat. În domeniul producției de produse alimentare. În domeniul agricol. Se știe că anul acesta e peste tot și toată lumea zice va fi declarat un an calamitate din punct de vedere agricol. În afară de această scădere de TVA, și aici vreau să fac o paranteză în ce sens. Eu am fost unul din cei din colectivul mare de la vremea respectivă, când Victor Ponta, la prim-ministru fiind, a propus scăderea TVA-ului pe domeniul de panificații de la 19% la 9%. Mulți din marii analiști spuneau, doamne, o să fie cu impact negativ, să vedeți ce se întâmplă, nu se mai colectează, nu știu ce. Eu am întrebat cunoscuți de-ai mei care erau în domeniul de panificați, cu fabrică de pâine, cu moară, cum știu. Mă, ce spui? Deci vă pot spune că 90% din aceștia mi-au zis, domnule, dacă faceți asta pe cuvântul meu, eu, ca să-mi pot ține firma și ca să pot rezista, lucrez și la negru. Ok, da. Dacă faceți asta, eu prefer să dorm liniștit și dau la stat, e 9%, dau și îmi scot. Care a fost urmarea neașteptată pentru partea? A crescut încasarea la buget, cel puțin pe sectorul de panificații. Unul la mână, doi la mână. Următoarea, s-a scos din economia neagră subterană la lumină, pentru că ceea ce toți se feresc la vremea aceea, în panificații, poate 50% era la negru. Da. Deci s-au scos la lumină. Lumea a început să
preferă să-și dezvolte afacerea, pentru că nu puteai să-ți dezvolți afacerea, că nu puteai justifica banii și veneau ăștia. A impactat cumva și prețul la produse? Eu nu mai țin minte. Da, deci a scăzut prețul, sau dacă n-a scăzut, a fost o perioadă foarte lungă menținut, dar a scăzut atunci prețul, chiar dacă ne spune, dar a fost o perioadă foarte lungă de timp constant. Aș vrea să-mi aduc aminte, nu mi-aduc aminte. Știu că colegul meu Ciprian are o memorie mai bună decât a mea și poate și eu nici nu eram în țară în perioada aia. A scăzut, prețul la produse a scăzut, ok. Da. N-am vrut să vă verific, dar... Nu. Da, e foarte bine să clarificăm. Deci aceasta este gândirea noastră pentru ajutarea celor trei sectoare care am amintit, descăderea TVA-ului de la 9 la 5%. Iarăși trebuie să-mi cer scuze, eu sunt aici ca să pun întrebări. Scădem TVA-ul, ok, dar dacă ăștia din Horeca n-au voie să-și desfășoare activitate, că e situația până acum... la urmă, acum așa e situația, dar eu am spus măsuri imediat aplicabile după. Totuși, ei au terasele care încă mai funcționează, nu, încă nu s-a închis. La terase nu au voie. Eu, din câte știu, încă sunt anumite zone doar interzise, dar zone și orașe și județe unde e încă voie la terasă. Întrebarea este Horeca. Toată lumea vorbește Horeca în sus, Horeca în jos. Înțeleg că și oamenii ăștia trebuie să trăiască și au afaceri și să le țină pe picioare. În afară de Horeca nu mai sunt alte zone? Nu, am spus că este unul din sectoarele cele mai afectate și aici e cu impact și pe zona de turism. Da. Și pe zona de prestări servicii și pe zona de alimentație publică. Am spus că există și producătorii de produse agroalimentare și alimentare, am spus că e producători agricole, da. Am spus că sunt și ceilalți, eu nu spun, dar eu spun zone afectate, deci cei mai afectați, pentru că totuși se concepe un ajutor și există un ajutor minim. Dar în pro-România se vorbește în momentul ăsta de, nu știu, ajutorarea catelor didactice, de exemplu? Da, care fac, acela e alt parier. Cursuri online? Nu, deci... Lăsați-mă totuși ca să spun, am spus în primele două măsuri anunțate de președintele partidului și de așa, ele vor fi pe puncte anunțate, pentru că dacă le anunț și le spun pe toate așa, ea nu rămâne nimic. Noi am preferat să venim punctual, anunțăm două, e prins și domeniul de educație și domeniul de sănătate și domeniul economic, pentru că v-am spus, misiunea noastră care ne-am asumat-o este aceea, ca împreună cu cetățenii să ieșim din criza sanitară și economică la anul. Da. Când sperăm că vom putea stopa această pandemie. De asemenea, pentru IMM-uri, că m-ați întrerupt, da, gândim o serie, pe perioada de criză, o serie de scutiri de taxe și impozite. Bineînțeles, după o analiză foarte clară și foarte bine, după niște norme și așa, inclusiv impozitul pe profit, omul ce se mai e impozit pe profit, așa s-a e pe zero sau nou, sau, corect, mă rog, minus. Sunt o serie de măsuri, eu le voi dezvolta, pentru că emisiunea este destul de cu timp limitat, voi mai veni și voi dezvolta ceea ce înseamnă propunerile noastre pentru mandatul următor. Eu de asta vă pun întrebările astea, nu ca să vă pun în încurcătură, nu, ci nu, ca nu, să... Nu, dar nu, mă, oricum nu mă pute, de... nu, adică nu că nu mă... Oricum sper să nu fiu pus în încurcătură. Și aici, ușor, ușor, vreau să ajung la ceea ce ați spus privitor la activitatea unui senator. Dacă vă veți uita pe oferta electorală pentru Senat, care cuprinde actuali parlamentari, sunt trei partide. Pro-România eu, PNL-ul cu Eugen Țapu, da, PSD-ul cu Răzvan Cuc. Și aici pot spune, dacă veți intra pe site-ul Parlamentului, a Senatului și a Camerei Deputaților la Răzvan Cuc, că se vede clar că sunt parlamentarul din neamț care am cea mai largă și cea mai bună activitate parlamentară. În ce sens? În sensul în care și la nivel național pot spune că sunt unul dintre cei mai buni. Faptele vorbesc. Am făcut o serie de legi și aici venim deja pe întrebarea dumneavoastră. Și am lucrat și am fost inițiatorul și sunt legi promulgate care vin în ajutorul și în sprijinul cetățenilor, a nemțenilor, a romașcanilor. Una din legi la care am fost inițiator este legea racordării gratuite la gaze naturale.
Și aici am avut o serie de discuții după ce am spus asta și pe mijloacele online și unii mi-au zis că nu e adevărat, nu știu ce. Sunt contracte care sunt încheiate înainte de promulgare. Da. Înainte de apariția normelor. Și atunci, normal, când că se mai folosește. Dar eu trebuie să informez omul. Dăm posibilitatea prin această lege ca operatorii care operează în acest sector, deci furnizorii de gaze, să aibă cadrul legal în care, în mediul concurențial existent, să poată branșa gratuit consumatorul sau, chiar dacă îi percepe o sumă de branșare, să o întindă pe perioadă, pe o perioadă de timp, un an, doi, gradual în factură, astfel încât oricine să-și permită să-și facă branșarea la gaz. Cu condiția ca acea conductă să fie deja în localitate. Și aici vorbesc de branșare. De branșare, ok. Deci dacă nu-i ceea ce spun liberalii, că am avut și întrebarea aia, privitor la extinderea rețelelor de gaze. E altă lege. E altă poveste. E altă deci poveste. Dacă să spunem, să luăm punctual, am fost ieri în Comuna Moldoveni, nu? Parcă acolo se vorbea de aducerea gazelor. Comuna nu are. Comuna trebuie să facă tot ce înseamnă legal și să aducă până în comună, exact, țeava, dar mai departe locuitorii se pot branșa gratuit? Se pot branșa în situațiile spuse. Deci, de fapt și de drept, apropo și de legea aceasta extinsă, este o lege la care și eu am lucrat. Noi am dat o posibilitate a OAT-urilor ca împreună și la înțelegere cu operatorul care își întinde rețeaua de gaz în comuna respectivă să poată plăti suma aferentă lucrării de extindere și recuperându-și OAT-ul ulterior de la operator. Da. Sau operatorul poate investi el în acest lucru. Știți că înainte, ca să extinzi sau ca să faci, să tragi gaz într-o comună, era o întreagă nebunie, operator, Târgu Mureș, la. Acum am dat posibilitatea unităților administrative și a operatorilor. Am creat cadrul legal, poate fi și cu sprijinul guvernului, ăsta e altceva. Deci despre aia e vorba, extinderea rețelei de gaze. Eu discutam de efectiv branșarea pe mediul concurențial și operatorul. Acum e o concurență, a devenit o concurență și din acest punct de vedere, în sensul că sunt mulți operatori distribuitori de gaz. Așa. Și apare concurență. Bă, ia-mă pe mine. Bă, te iau pe tine. Dar ce o facilitate? Și atunci legal, pentru că noi creăm, deci asta e un parlamentar. Un parlamentar nu aduce bani sau nu dă bani, nu alocă bani. Un parlamentar nu dă locuri de muncă, dar creează un cadru legal care poate facilita un lucru care e bun pentru cetățean, care îl poate facilita ca el să fie legal, să nu ai probleme cu legea, și îl poate ușura, poate scurta niște lanțuri de astea de decizie. Bă, trebuie să scot autorizații, târgu, deci... Ca să traduc cumva mai pe scurt, ar fi, dacă înainte vreme oamenii trebuiau să plătească că 35 de milioane, parcă, sau în fine, cât costa să-și tragă țeava până în casă, acum lucrul ăsta se poate face și gratuit în funcție de operator. Exact. Da, în funcție sau, de operator. Sau pe o sumă care să poată fi plătită în rate și asta mi se datorează dumneavoastră ca și inițiator de proiect. Ca inițiator și de ca proiect. Oamenii să înțeleagă, e vorba de branșare, nu de consum. Ce consumați lunar, ăla se plătește lunar. O să ajungem și la legea respectivă. Ok. Pas o altă lege este la care am fost inițiator și aici, când spun inițiator, sunt legi la care ești inițiator singur sau într-un colectiv. Și general preferăm să lucrăm în colective pentru că atunci sunt oameni care cunosc mai bine domeniul sau sunt mai speciali și la noi, sunt mai cunoscători. Și atunci tu ai ideea sau ai preluat o necesitate de la alegătorii tăi, de la cetățenii care te-au trimis acolo, o pui în discuție și faci un colectiv și devii inițiator. O altă lege este cea a pensiei de urmași pentru urmașii cadrelor medicale decedate datorită situației de COVID. Da. O lege importantă, spun eu, cu aplicare și cu impact la Romașcan și la Nemțin, este cea a scutirii de impozit pe case pentru persoane cu handicap permanent și handicap grav. Adică la un loc cu însoțitorii dacă ei locuiesc în același imobil. O lege foarte importantă la care am fost inițiator este cea privind angajarea persoanelor sub 40 de ani și cu facilitățile aferente pentru persoane angajate în activități agricole. Okay.
Legea votului prin corespondență, ca vicepreședinte al Comisiei din Senat a Românilor de peste graniță, granițe, am fost nevoit și am fost indicat și să fiu în comisia care a inițiat respectiva voce și lege care privește atât românii de peste graniță, cât și românii din interior, votul prin corespondență. Tot pe acest palier am fost în comisia paritară Cameră-Senat pentru modificarea celor trei legi electorale privind votul în diasporă, ținând cont că avem peste 5 milioane de români în cadrul, în spațiu european și vreo 8 milioane în spațiu în lume, în întreaga lume. Vreau să vă mai întreb o chestie, apropo de că ați dat niște numere și aș vrea să le confirmați cumva. Știe Senatul în momentul ăsta câți votanți sau care e populația exactă a României? Se vorbește mult în perioada asta de că sunt niște cifre umflate. Aici deja nu e... Deci noi știm ceea ce informează autoritățile și ceea ce informează instituțiile abilitate, statistica, cei care au făcut. Același lucru știm și noi. Și au apărut și 19-20 de milioane de votanți? Există 20 de milioane eu de votanți? Eu spun că sunt 20 de milioane de votanți dacă socotim românii care figurează și sunt cu cetățenie română plecați în afara granițelor, care sunt undeva în jur de vreo 8-9 milioane. 8 milioane, 9 milioane de români de plecați în țară. Cam 8 milioane de români plecați în țară, din care v-am spus cam 5-6 milioane sunt în spațiu european. Ok, bun. Asta era o curiozitate personală. Ei figurează, deci hai să vedem la roman. Sunt multe apartamente, mulți oameni care și-au închis apartamente, lucrează în străinătate, vin de 2-3 ori sau o dată pe an, acum cred că nu mai vin deloc cu pandemia, dar ei figurează în listele electorale, sunt cu domiciliu aici, chiar dacă au o rezidență acolo. Deci ei intră la număr. De aceea am și făcut aceste legi de votul a diasporei, ca să le dăm posibilitatea să hotărască și ei pentru aici. Cel puțin unde e vorba la președinție, la cel cu unui vot pe țară. Pentru că ne apropiem de final, mi-a făcut colegul semn. Au, avem atâtea de spus. De-aia avem mai multe emisiuni de făcut. M-a rugat cineva să vă transmit o idee. Sigur. Poate ideea merge mai departe legată de vot. Și anume, se folosește în Statele Unite un sistem foarte interesant și bun, mi se pare mie, anume că persoanele care doresc să voteze trebuie să se înscrie la vot. Cu CNP, serie și număr de buletin. Și să se tipărească exact atâtea buletine de vot, câte persoane s-au înscris. E o dispută, apropo de ceea ce a spus, am avut o dispută întreagă și încă e o discuție întreagă. Există o reticență din partea unor partide, cel puțin pe partea de diasporă, PNL-ul, USR-ul și alte partide. Noi am cerut la fel și pe diasporă să fie liste, adică omul din afară plecat să poată exprima votul dacă are rezidență acolo, înscriindu-se în registrul electoral la ambasade, la consulate electronice. E o întreagă reticență. De ce? Eu consider... De să elimină frauda electorală sau eu ideea. De aici dumneavoastră ați spus ideea și ați spus concluzia. Deci s-au purtat discuții, există reticență, n-am reușit eu cu unii colegi ai mei să impunem lucrul acesta. Poate în viitorul mandat, dacă romașcanii și nemțenii îmi vor da votul, voi insista și pe acest aspect. Nu, că vreau... am început campania electorală, deci o ținem pentru prezentarea dumneavoastră sigur. Ca senator. Haideți, că apropo de prezentarea ca senator, că vreau totuși foarte pe scurt să vă mai spun câteva, că aici am vrut să ajung. Deci am spus, în afară de partea cu legi, dacă veți vedea în oferta electorală. Eu nu vreau să supăr nimeni, dar Eugen Țapu, 2 mandate. Vedeți, activitate este renumit prin absenteism și neimplicare în viața parlamentară. Răzvan Cuc, de la PSD, un bucureștean, în momentul actual candidat cu mandat de deputat la Giurgiu, intrat într-un conflict cu organizația de la Giurgiu, a dus la Neamț locul 1 la Senat. Și vedeți activitatea parlamentară. Eu, ca senator, am 99, aproape 100 de ieri, 100 de inițiative legislative la care sunt inițiator.
din care 35 de inițiative devenite legi promulgate. Față de contracandidații mei care la inițiative au câte 75 de inițiative, la legi, inițiative provenite legi au 14 amândoi, câte 7 fiecare, nu mai spunem de lor de cuvânt în plen și așa mai departe. Și apropo de ceea ce a spus cu energia electrică, am fost senatorul care a fost în grupul de lucru și sunt inițiatorul legii energiei electrice și a gazelor naturale. O lege făcută sub mare presiune, pentru că companiile care se știe că sunt multinaționale, care se ocupă de distribuirea la consumator direct și facturarea acestor servicii, aceste companii au făcut extraordinar mare presiune asupra noastră. Am făcut legea în care am prevăzut niște sancțiuni, amenzi mari pentru ce? Pentru furtul și înșelăciunea în facturi. Da. Au fost presiuni inimaginabile. Cetățenii trebuie să știe că în momentul când depistează furt sau înșelăciune în facturi, se pot adresa autorităților, pentru că am făcut cadrul legal care să-i apere. Deci am demonstrat că sunt un senator care, dacă mă duc acolo, vreau să apar în fața romașcanilor cu fruntea sus, să spun că am făcut, că îmi doresc să îmi continui încă un mandat, pentru că trebuie să recunoaștem în primul mandat nu știi ce să faci, cel puțin în prima parte. Înveți mersul lucrurilor. Cel care dă maxim de tine este al doilea mandat. Și pentru că am demonstrat că sunt un om corect, că am activitate, că am muncit și vreau să-i reprezint pe romașcani și pe nemțeni, că am curaj și nu m-am dus de acolo doar pentru o indemnizație, sunt convins că voi continua activitatea mea cu sprijinul romașcanilor și asta. Și de aceea aș vrea în încheiere, pentru că timpul văd că e foarte scurt, să le spun romașcanilor și nemțenilor că noi avem soluții viabile, bune, am o echipă în spate caracterizată prin profesionalism, echilibru și competență, ceea ce e necesar pentru ieșirea din criză și în același timp să aleagă pe 6 decembrie pro misiunea ieșirii din criză. Doamnelor și domnilor, ați auzit și mesajul de final al domnului senator Dan Manoliu, care îi mulțumesc foarte și mult eu vă pentru mulțumesc. Prezența în emisiune. Rămâne să mai discutăm cu domnia sa și pe viitor, pentru că sunt cu siguranță multe subiecte pe care trebuie să le acoperim. Timpul e așa cum e. Rămâne să ne vedem data viitoare. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune! La revedere!